Ziua vom rezolva în cele ce urmează problemele date la examenul de admitere la Universitatea Politehnică din Timișoara în anul 2019 la matematică. Prima problemă, câte numere întregi are mulțimea x aparținând lui R cu proprietatea că modul din 2x minus 3 mai mic sau egal cu 6. Pe ce înseamnă un modul mai mic decât cineva? Înseamnă că nu explicitați modulul, nu pierdeți timpul, pentru că avem o simplă inegalitate, da? Asta înseamnă că această cantitate este cuprinsă între minus 6 și 6, da? În general, când aveți modul din o cantitate x mai mică sau egală sau mai mic strict decât a, asta înseamnă că x este între a și minus a. Dacă aveți modul din x mai mare ca una, asta înseamnă că x fie este mai mic sau egal cu minus a sau, deci aici era și, da? Sau x mai mare sau egal cu a. În rest, dacă aveți mai multe module, normal că le explicitați. Bun, deci luăm pe rând. 2x minus 3 mai mare ca minus 6, 2x minus 3 mai mic sau egal cu 6, cu cine este echivalent? Cu 2x mai mare ca 3 minus 6 minus 3, 2x mai mic sau egal cu 9, deci x mai mare ca minus 3 pe 2, x mai mic ca 9 pe 2, da? Deci, asta înseamnă că x aparține intervalului minus 3 pe 2, 9 pe 2, dar atenție, zice câte numere întregi, deci intersectat cu 10. Acum, care sunt numerele întregi între minus 1,5 și 4,5? Păi avem minus 1, 0, 1, 2, 3 și 4. Câte sunt astea? Sunt 6, așa, 0. Sunt 6 elemente, da? 2, 4, 6. Deci cardinalul este 6, deci răspuns corect E. Problema următoare. Să se calculeze I ori, asta simpletare, da? I ori I pătrat, ori I la 3, ori I la 4, ori I la 5, supra I plus I pătrat plus I la 3 plus I la 4 plus I la 5. Acum atenție, nu ne dăm talent să începem că I la puterea, suma puterilor 1 plus puncte, puncte plus 5 face suma primilor n termeni, la mine aici e o progresie geometrică, îi calculați frățioare, știți că I la puterea n, 4n este egal cu 1. Da, deci avem I la 1 I, I la pătrat e minus I, I la a treia este minus I, dar nu pierdeți timpul. I la a patra e 1, I la a cincea, ce înseamnă? I la a patra care e 1, ori I, da? Jos la fel, aceeași. I minus 1 minus I plus 1 plus I. Da? Ia, jos aici, uitați, ăștia doi se reduc. Ce? Îți mai rămâne jos un I care îl simplifici cu I-ul de aici și vine cine? Minus 1 ori minus I pătrat. Dar I pătrat e minus 1 și cu minusul din față 1 ori minus 1, minus 1. Și cu asta se termină. Da? Deci nu mai pierdeți timpul să adunați puterile, să faci, să zicea, vreo progresie geometrică sau nu știu ce, că e prea simplă. 2, 3. Să-ți determine matricea X mare. Așa. Să se determine matricea X mare care verifică relația minus 2, 3 ori matricea X egal cu minus 4, 2 minus 6, 6 minus 3, 9. Acum atenție, asta nu puteți să faceți cu inversa, că o matrice care nu-i pătrată nu este din start, nu este inversabilă, da? Însă, hai să vedem dimensiunea matricei. Deci asta cât are? Două linii, o coloană. Asta va avea M linii, N coloane, nu știm cât, iar asta de aici are cât? Două linii și trei coloane. Știți că dacă aveți o matrice de forma M ori P, ca să se poată mulți, trebuie să se mulțească cu una de tipul P ori N, iar rezultatul este o matrice de tipul M ori N. Da? Prin urmare, iată, M-ul trebuie să fie aici egal cu 1, iar rezultatul de aici va fi o matrice de 2 ori N. Deci N-ul trebuie să fie 3. Prin urmare, matricea mea X, iată, va avea cine? O linie și trei coloane. Deci X va fi de formă ABC, ABC, da? Și atunci facem înmulțirea și zicem, păi, minus 2, 3, da? Observați, din start, cum X este ABC, asta nici nu pot să aibă loc, da?
Minus 2, 3 ori matricea A, B, C. Ia să vedem cât face. Pe minus 2 ori A face minus 2A. Minus 2 ori B face minus 2B. Minus 2 ori C, minus 2C. Pe urmă, 3A, 3B, 3C. Și asta trebuie să fie egală cu matricea minus 4, 2, minus 6. 6, minus 3, 9. Păi, luăm două dintre ele, uite. Minus 2A egal cu minus 4 implică A egal cu 2. A doua, minus 2B egal cu 2 implică B minus 1. Minus 2C egal cu minus 6 implică C egal cu 3. Și atenție, ăștia trebuie să verifice și restul. Deci nu numai pe ăștia, și pe ăștia de aici, da? Ia uitați, 3 ori 2 fac 6, 3 ori minus 1 minus 3, 3 ori 3 fac 9. Atenție, dacă cumva, să zicem, aici vă dădeau 8, nu avea soluție, da? Pentru că C-ul de aici nu-l verifica și pe ăsta, da? Și atunci aveți ABC mulțimea. Deci X-ul meu este cine? Matricea 2, 2 minus 1, 3, da? Căsă ABC, 2 minus 1, 3, observați răspuns corect D. Mergem mai departe, cine a fost asta? 3, nu? 3, pardon, problema 4. Bun. Scuze. Problema 4, să se rezolve un sistem.